sfârșit, bine că ai venit, domnule Rizescu. Doamnă Vineanu, încântat să vă revăd. Joia trecută te-ai cam plictisit, așa e? Eram obosit, atâta tot. Dragul meu, de ce nu ești sincer? Dar să lăsăm asta. Eu, după cum vezi, am perseverat. Nu se poate, mi-am spus, ca cel mai promițător dintre tinerii noștri magistrați să nu se arate printre notabilitățile orășelului. Și care se reîntâlnesc de fiecare dată cu aceeași strașnică nerăbdare în saloanele orgolioasei Maria Vineanu. Vă salut, domnule Vineanu. Mă bucur că te văd, stimate coleg. Dragul meu, crezi că e la mijloc și puțin orgoliu? S-ar putea. Mai degrabă însă gândește-te că ești plecat aproape tot timpul. Procese prin tot județul, întrunire ale conservatorilor tăi. Ce să faci? Copiii n-avem, casa rămâne pustie. E bine, dă-mi voie și mie, măcar o dată pe săptămână să mă răsfăț într-un anturaj vesel și gălăgios. Bine, bine. Iluzionându-mă că poate cei de acolo sau cea de acolo nu au venit chiar numai din obligație. Și fie vorba între noi, nici afacerile tale nu prea au fost păgubite de asemenea întâlniri. Bine, 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 dragă, bine, bine. Au, domnule, femeile un dar să convingă. Eu mă duc să văd de ceilalți invitați. Te rog să te simți ca la dumneata acasă. Cu alte cuvinte, încearcă să te plictisești mai puțin de data asta, domnule Rizescu. Vedeți, eu afaceri și politică nu prea mă pricep să discut. Cărți nu știu să joc. Sunt un dansator mediocru. Și de aceea... Da, s-ar părea că nu e nicio șansă să te simți bine la noi. Nu te supăra că ți-o spun. Ești un timid, domnule Rizescu, asta e. Ce să fac, și un naiv totodată. Care zâmbește fermecător și e rar, adevărat. Și care nu înțelege că pentru a-ți face o carieră nu-ți de ajuns numai studiile strălucite și seriozitate. Da, înțeleg. Timid și naiv. Da, da. Așadar, două defecte fundamentale pentru un magistrat. Doamnă, contez pe dumneavoastră să nu le destăinuiți nimănui. Iată că temutul judecător Andrei Rizescu poate fi și spiritual. Semn bun, domnul meu. Ei, atunci nu te mai trimit acasă. Mulțumesc, dar ce tot tăinuiți voi acolo? Nu l-aduci pe domnul Rizescu și printre noi? Îndată, îndată, madame. Niți am și eu ca gazdă anumite privilegii, nu? Ai grijă, domnule Rizescu. Madame Niță mi-a destăinuit că nu i-ai displace ca mire. Da, serios. Și de avere au. Așa. Fata lor a făcut pensionul. Da? Nu e urâtă. E singurul copil, așa că... Așa că nu mai rămâne decât să-mi tocmesc nașii. Acum nu-mi mai place. Te-ai posomorât. Marițu, vino, te rog, cu tabacea și servește-l pe domnul. Da. Noroc. 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 Ne-am împăcat, nu? Da? Da? Îmi pare bine că te văd, mânzule. Am onoarea să vă salut, domnule senator. Pe domnul colonel Cârțu, comandantul regimentului, îl cunoști? Nu am avut plăcerea. Respectele mele. Am onoarea. Eu vă las, domnilor. Presimt că aveți ceva important de discutat, așa că între bărbați. Sărut mânușițele. Aud în ultimul timp, dragă Andrei, numai lucruri bune despre tine. Da. Ai un magistrat căruia îi prevăd o ascensiune deosebită, domnule colonel. Știați că locuiește vis-a-vis de casele mele? Nu. Chiar de când a fost numit aici judecător, așa că, fără să vreau, l-am putut vedea prin fereastră până noaptea târziu, citind sau scriind sau cântând la vioară, în timp ce colegii săi de tribunal, la fel de tineri, chefuiau sau jucau cărți, cine știe pe unde. Remarcabil, domnule senator. Parcă ai publicat și niște studii de drept, nu? Oh, felicitări. Vă mulțumesc. Felicitări. Lucrurile astea... Chiar acum două zile te dădeam de exemplu lui nepotul meu. Băi, deștept, dar cam prin țară. A plecat ieri la Paris să studieze dreptul. Uite, i-am spus, Andrei Rizescu, fără sprijinul nimănui, numai prin proprie stăruință, prin muncă și ambiție, a înaintat din treaptă în treaptă și a ajuns în numai 6 ani judecător de ședință. Da, domnilor, muncă și stăruință. Asta le cer și eu subordonaților mei. Mi-ai plăcut de la început, mânzule. Și de aceea ți-am și urmărit cariera.
Sigur, acum cred că va fi timpul să te gândești puțin și la politică. Uite, da, mâine după amiază prezidez la Zamfirescu o întrunire a câtorva membri de frunte ai Partidului Conservator. Dacă ai putea veni, te-aș recomanda. Vă mulțumesc, însă mâine am de judecat câteva procese foarte grele. Și apoi, sincer vorbind, domnule senator, eu nu mă simt atras de politică. Mă rog, mai discutăm noi despre asta. Pentru că veni vorba, într-unul din procesele de mâine apare ca pârât și cumnatul domnului colonel Elefterescu se numește. Așa. A, procesul cu obștea blăjenilor. Da. Exact. Vă las să discutați și încearcă să faci cum e mai bine. Te rog. Domnul Elefterescu ne-a sprijinit mult în campania electorală și în general este un om pe generozitatea căruia se poate conta. Cred. Că m-ai înțeles. Domnule senator. Așa. Eu o să trebuiască să părăsesc această plăcută societate. Deci, vă spun la revedere. Și poate totuși ne vedem la Zamfirescu. Ce zici? Vă salut, domnule senator. Să trăiți! Domnule Cârțu. Vă rog. Cunosc dosarul foarte bine. Mă bucur. Cumnatul dumneavoastră a intrat abuziv de mai bine de un an în pământul acestei obști țărănești. Le taie pădurile, le folosește fâneții. Zău, e mult spus abuziv. Au existat anume circumstanțe favorabile și el, desigur, ca om de afaceri, a profitat. Este adevărat, Elefterescu s-a cam grăbit. Poate și oamenii lui au făcut unele greșeli. Poate. Altminteri. Însă gândiți-vă și dumneavoastră. Niște nespălați să trăiască prin judecăți coșcogea mare proprietari. E vorba de 3 sate de nespălați care dețin pământul ăsta din tată în fiu de pe vremea lui Matei Basarab. Cu Hrisov domnesc. Blăjenii au adus de altfel și alte acte doveditoare, extrem de limpezi, în sprijinul acțiunilor. Pe când domnul Elefterescu... Apoi, tocmai de aceea și domnul senator insista să găsești o modalitate să... Domnule Cârțu, nu? Eu obișnuiesc să pronunț sentințe pe baza provelor și articolelor de lege, în sălile de ședință ale tribunalului. Să considerăm că această discuție nu a avut loc. Bună ziua! Ia te uite, domnule! Domnule, dar chiar credeți că va fi posibil? Nu-mi vine să cred, parol! Mi-ai greșit distinsă, domnișoară! Domnul colonel a hotărât irevocabil să pune parchet în salonul cercului militar. Ordine! Oh, minunat! Pentru vestea aceasta merita să vă sărut! La ordinele dumneavoastră, preasupus! Vai, tu, dar ce o să-și închipuie, domnul locotenent? Mă rog, distinsă, domnișoară, mă însoțiți până la bufet să bem o limonadă! Da, cu plăcere! Domnule! Sărut mâna, domnișoară Niță! Bonjour, domnule! Ce superit! Fugi, domnule, de aici! Joci ca o mazetă! Pardon? E o mazetă? 40 de ani joci și tot ai învățat. Domnule, te rog! Apoi când vezi că sleapă pica de-un ceas, dumneata ce faci? Hai, dau mâniga! Vai, ce am râs astăzi, zi. Simpatic foc farmacistul, nu? De când îl știu se ceartă cu Predescu. Da. De ce n-ai mai fost pe la noi, domnule Rizescu? Treaba, doamnă, obligațiile profesionale. Că mă și întreba dânsul, are ceva cu noi, domnul judecător? O, nici vorbă, de ce nu? Doamnă, nici vorbă. Și Alice, draga mami, are impresia că o colește. O impresie, doamnă. Da? Mm-hmm. De când a venit de la pension, stă mai tot timpul singură, tristă, gânditoare și... Suspină așa. Se ofilește, domnule, da, se ofilește văzând cu ochi. Da, înțeleg. Dar adineori era la brațul locotenentului Vasiliu. Vai! Și părea că se amuză grozav. Locotenentul Vasiliu, da, ți-ai găsit. De ce? Ah, ce știți dumneavoastră, bărbații, ce într-un suflet de femeie. Alice, sărăcuța, tânjește după altceva. Mai bine zis, după altcineva. Că și noi toată agoniseala de o viață n-om lăsa-o pe mâna nu știu cărui filfizon cu fireturi și pinteni. Chiar așa, zău, ce-ți închipui dumneata? Mă rog.
Domnule Rizescu, știi ceva? Spune, doamnă. Hai cu noi, duminică, la vie, Plecăm dis de dimineață cu trăsura. Rămânem peste noapte acolo și luni dimineață suntem înapoi. Ar fi extraordinar. Vă mulțumesc, însă eu îmi propusesem ca sâmbătă și duminică să lucrez la un articol pentru revista juridică. Mi-l cer urgent. Îmi pare rău. Dar nu-l pot amâna. Mă rog, da, sigur, în cazul ăsta eu desigur că n-are rost să mai insist, nu? Cred că o să ies puțin în grădină. Poftiți, poftiți. Într-adevăr, omagiile mele. Domnule Isescu, ce ai făcut, dragă colonelul? Uite, de când v-ați despărțit, parcă e tună și fulgere. Nu cumva e ceva în legătură cu cumnatul său, Eleftherescu? Exact. Domnul Cârțuș închipuie că procesele se pot câștiga oricum. Și de preferat în fața unui pahar de șampanie. E bine, dar știu că senatorul Dumitrescu vrea să te roage. Probabil că domnul senator nu a cunoscut bine speța procesului. Altfel nu-i pot înțelege demersul. Chiar crezi ce spui, dragul meu? Să fii într-adevăr un iremediabil naiv? Dacă a încercat să cumpănești drept într-o profesie ca a mea, după părerea dumneavoastră e similar cu a fi naiv, atunci... Hai, domnul... fără cuvinte mari, dragul. Oricum, vă propun să abandonăm subiectul. Bun. E penibil. Cu voia dumneavoastră, m-aș apropia de pian. Îmi place mult Mozart. Iar interpreta e fermecătoare. Bine, bine, te las, domnule Rizescu, pe curând. Am onoarea să vă salut, domnule Antonescu. Încântat să vă întâlnesc. Am impresia că și pe dumneavoastră v-a cucerit tânăra interpretă. O cunoașteți? Cum de nu? Iana, sora nevestimii. Părinții au murit, așa că o creștem de pe la 6 ani. Pianul e pasiunea ei. Din păcate ne-au lipsit mijloacele să o îndrumăm către o carieră concertistică. Păcat, păcat. Mi se pare deosebit de înzestrată. Un singur salariu, chiar și de director de liceu, vă dați seama. Da, da, desigur. Figura domnișoarei îmi este totuși cunoscută de undeva. Poate s-o fi întâlnit prin oraș. Nu cred. A sosit aici doar de câteva zile. A trebuit să rămână la Giurgiu până când am vândut ultimele lucruri din casa de acolo. Și câte nu strânge omul în 25 de ani. Dacă nu era boala soției... Cum se simte, doamna? De când a venit, cu mult mai bine. Îi priește aerul de aici. E totuși slăbită și astăzi a preferat să rămână acasă. Bravo! Bravo, Ana! Bravo! Foarte frumos, foarte frumos! Ha, ne mai cânti ceva? Să mă mai odihnesc puțin. Atunci dăm voie să ți-l prezint pe domnul judecător Rizescu. Încântat, domnișoară. Domnule? Vă felicit din toată inima. Ați cântat minunat. Mulțumesc. Mărturisesc, e una din bucățile mele preferate. O cânt adesea la vioară. Dar asta este o surpriză. Ați studiat vioară? Da, 2 ani la conservator. Apoi a trebuit să abandonez. Mi-am adus aminte. Îi spuneam adineori, domnule Antonescu, că figura dumneavoastră mi este cunoscută. Da? Și nu știam totuși de unde. Da. Ei bine, acum 2 ani, prin august, am fost câteva zile la Govora. Stai puțin. Prin august, zici? Da. Păi eram și noi acolo. Exact, într-o seară s-a dat o reprezentație în folosul comitetului școlar. Iar între interprete... Am cântat și eu, Chopin, Mozart. Păstrez programul de sală, domnișoară. Mi-am notat pe el câteva impresii chiar în timp ce cântați. Mă socotiți prea îndrăzneață dacă vă rog să mi-l arătați? Sunt câteva din gândurile unui moment. Un moment însă cu anumite rezonanțe pentru mine. Dar în sfârșit, pentru că suntem noi așa confrați într-o pasiune, vă promit să vă trimit programul prin domnul Antonescu. Mulțumesc. Eu aș propune altceva, domnule Rizescu. Spuneți. Ce-ar fi să vii duminică la noi, la prânz? Cu o condiție însă. Îți aduci și vioara. Îl avem invitat și pe domnul Caselli. Da? Șeful orchestrei regimentului. Îl cunosc? Cum să nu? Cântă foarte bine la violoncel. După masă am putea încerca să interpretăm împreună câteva triouri. Te rog, nu ne refuza. O să se bucure mult și nevastă mea. Cred că vine și doctorul Georgescu. Poate o să-ți arăt și liceul. Uite, mi-a venit în minte un plan. Ce plan? Dar ți-l spun atunci. Te așteptăm, da? Vin negreșit și vă mulțumesc. Nu voi uita vioara. Și nici programul. Nici o grijă.
și durerea asta de cap care nu mă mai lasă. Și uite cât m-am grăbit și tot n-am putut ajunge la timp. Ghinionul lui Berlescu. Și i-am spus nevestimii să nu plecă dragă la Berlin. Vreau că acum asta e asta. Ia spune-mi, dragul meu, cum a pledat Berlescu? Ca de obicei, adică prost. Asta e cum, dragă? Cum poți să vorbești așa de un om cu experiența și succesele lui? În politică? Da, în politică domnul Berlescu e deputat liberal, a fost primar. Dar ca avocat, dați-mi voie să-l socotesc o nulitate. Și atâtea procese câștigate. Domnule Zărnescu, dumneavoastră sunteți președintele acestui tribunal, iar eu judecător de ședință. Știm însă la fel de bine că procesele nu se pierd întotdeauna, fiindcă n-ai dreptate. Intervin influențe, jocuri politice, interese superioare, mă rog, și altele. Domenii în care Berlescu și Vineanu excelează într-adevăr. Te-a prins și devii subiectiv. Aș vrea să fiți convins că părerea mea despre Berlescu nu are niciun amestec în sentința pe care o voi da. Dosarul e aici. Îl puteți consulta. Ședința a fost publică. Credeți-mă, Amedeu a spulberat pur și simplu unul câte unul toate argumentele domnului Berlescu. Ce-i drept, nu numai cam subțirele, dar și inabil prezentate. Dragul meu, e posibil să fie avut om o zi mai proastă. Asta n-are nicio importanță. Poftim? Înțeleg însă că sentința dumitale ar fi cumva în favoarea reclamantului. Adică a țăranilor. Da. Elefterescu va fi obligat să părăsească neîntârziat pământurile și să le plătească pagubele. Suportă și cheltuielile de judecată. Stai, monșer, păi îți dai seama. Asta înseamnă o groază de bani. Berlescu îmi spunea... Cum? Adică și el mi-a confirmat că Eleterescu are niște ipoteci. În ultimul timp a pierdut și niște sume mari la cărți, apoi zestrea pentru fată. Îți dai seama. Păi astea sunt chestiunile lui personale. Credeți că eu trebuie să țin seama de ele? Bine, dacă e așa și nu vrei să te gândești nici la aspectul, ca să zic așa, politic al trebuie... Nu înțeleg la ce vă referiți. Atunci o să fiu mai explicit. Eleftherescu se numără printre membrii importanți ai Partidului Conservator. Da, știam. A ținut să mi-l recomande și senatorul Dumitrescu. Vezi, o sentință defavorabilă și încă în formula pe care mi-ai propus-o nu ar face decât să strânească ecouri dintre cele mai neplăcute. Opoziția conservatoare se va lansa în fel de speculații, acuzând cârmuirea liberală că își plătește polițele, chipurile și prin noi. Așa că nici ministru nu ar avea de ce să ne fericim. Când ne facem doar datoria. Și apoi Berlescu e liberal. Păi tocmai da, ea l-a angajat Eleftherescu. Dar mă rog, astea sunt socotelele lor. Eu, dragul meu, trebuie să veghez. Mi-a spus-o și ministru când m-a numit aici. Să nu se iște asemenea incidente. Puțină diplomație, moșe, ce naiba. Să mai amânăm pronunțarea. Om afla noi vreun clenș de procedură. Și poate între timp găsește Eleftherescu ceva martori. Aha. Sau acte sau cine știe. Poate chiar reușește să cadă la pace cu amărăția. Da, treaba lor, noi să fim acoperiți. Ce zici? Domnule Zărnescu, vă înțeleg prea bine, dar aș vrea să vă mai spun ceva. Da. De fapt, voiam chiar să vă fac o mărturisire. Da, spune-mi. În acești ani, de când sunt judecător, am dat recunosc și sentințe inechitabile. Simțeam că actele și probele înfățișate de avocații abili măsluiau realitatea. Însă nici partea adversă nu putea să dovedească asta și nici eu nu am reușit să descopăr neadevărul. Și atunci ce altceva îmi rămânea de făcut decât să las să vorbească paragrafele și aliniatele articolelor de lege? Principiul, nu-i așa, a triumfat, dar cu ce preț? Și mai ales pentru mine, care știam că dreptatea nu era de partea celui care câștigase procesul. Iar acum, când adevărul nu lasă loc nici măcar unei urme de îndoieli, dumneavoastră îmi cereți să eludez evidența. Credeți că pot? Dragul meu, eu ți-am vorbit ca un om bătrân cu experiență mai multă. Îmi răspuns ca și cum aș vrea să te influențez sau să-ți forțez mâna. Îmi pare foarte rău. Ți-am sugerat o anumită atitudine. Da. În primul rând spre folosul dumitale. Da. Hotărârea îți aparține. Tocmai. Dar să știi că și consecințele. Mutătura, doctore. Muto, că altfel o pierzi. Ce vorbești, ia uite. Da. Păi cum, da? Dar cu calul ăsta ce fac? Mi-l dai?
N-ai încotro. Eu în locul dumitale aș abandona. Eu? În 5 mutări te fac mat. E, nu zău. Ia să vedem. Ia să, stai. Dacă vin cu regina aici, ascultă ce spun. Ești într-o situație fără ieșire. Vezi de treabă. Ca să zic așa, boală fără leac. Vezi de treabă. No, da capo. Da capo, più sostenuto. Ecco, bravo, bravissimo. Când a splendid judecătorul. Tot timpul mi s-a părut însă îngândurat. Ce ziceți, se simte bine la noi? Noi, Tilda, l-am primit cu toată dragostea. Doamnă, Andrei vede zilnic oameni înfruntându-se și sfâșiindu-se pentru vreun peticel de interes. Iar unui om cu sensibilitatea și probitatea lui nu-i pot fi indiferente stările sufletești ale celor chemați în fața sa. De aceea cred eu că e îngândurat, mâhnit. Vedeți, nici copilăria nu i-a fost lipsită de griji. Dar văd că-l cunoști bine, doctor. Cum de nu? Doar l-am adus pe lume în calitate de medic. Asta zic și eu, surpriză. Da, de-abia începusem să practic medicina. La Pitești? La Pitești, exact. Acolo s-a născut Andrei. Taică-său era un mărunt funcționar la o registratură. A strâns bănuți cu bănuți și el și nevastă sa. Și-au rupt de la gură ca să-l trimite pe fecior la școli. Iar Andrei i-a răsplătit din plin. Mereu primul la liceu, apoi la facultate. Prin anul 3 i-a murit mama, iar la câteva luni s-a stins și bătrânul Rizescu. Săraci, să n-apuce să-și vadă visul împlinit. O marnică soartă. Da. Îmi închipui cu câte nevoie a avut de luptat bietul băiat. Bineînțeles. Viață de student sărac, renunțări de tot felul, mizerie, umilință chiar. Și totuși a răzbit, da? Prin minte și tenacitate, fără să accepte sprijinul nimănui, fără să se lase tentat de protecții politice. Și să știți că ocazia ar fi fost... Nu, mi-închipui. Da? Nu, el a preferat altă cale. Un om integru. Așa mi-a făcut și mie impresia. Da. Care însă îi cam deranjează pe unii de pe aici. Am auzit. Eu am plecat după vreo 10 ani din Pitești. Multe din toate astea le-am aflat de pe la foștii pacienți, altele de pe aici. Cu Andrei nu am discutat niciodată. Nu? El e mândru. La jignii fie numai și o umbră de compătimire. Sunt lucruri care îți pecetuiesc toată viața. Ia ascultați. Bravo, bravissimo, bravissimo. Mio complimento, signora. Mio complimento, signore. Da, când ai alături un muzician ca maestru Caselli, nu poți cânta altfel. Oh, grazie. Mă tem să nu fi abuzat de timpul dumneavoastră, domnule Rizescu. De ce vorbiți așa? Sunt singurele mele momente de inegalabilă bucurie atunci când pot lua vioara și mă scufund în imensitatea pură a sunetei. Ah, meloterapia, signor dottore. Io mi dico, meloterapia. Gata, m-ai convins, maestre Caselli. De mâine o prescriu pacienților, chiar și afonilor. Aș mai vrea să vă mărturisesc tuturor ceva. Că aici, printre dumneavoastră, am retrăit clipe pe care aproape le uitasem. M-am simțit ca acasă. Vă mulțumesc din toată inima. Eu ce să mai spun? Doar că... Doar că domnul Rizescu e oricând binevenit aici. Așa e. Cu sau fără invitație. Vă mulțumesc. Și vă avertizez că voi profita. Dar ce facem, doctore, cu partida de șah? Fi rar să fie, păi da. Păi ce să facem? Uite-ți o cedez, ce mai? Gata, ce să facem? Gata, 1-0 pentru dumneata. Dar stai, că mâine începem alta. Bine, dar mai studiază între noi. Da, bine. Ce târziu s-a făcut. Cu tot regretul, trebuie să plec. Da. Mai stai o leacă, uitasem să-ți spun ce idee mi-a venit atunci la Vineanu. Vă ascult. Alexandre, lasă-mă. Nu, te rog. Nu mă știi? Eu când am ceva de spus, uite ce e. Îmi trebuie pentru laboratorul gimnaziului câteva aparate importante. Prefectul nu vrea să-mi dea bani, ministerul la fel. Da. Și atunci mi-am zis, de ce să nu organizăm un concert? În amfiteatrul gimnaziu. Înțeleg. Cu Ana, maestrul Caselli și dumneata. Splendid! S-ar putea scoate o sumă frumușică. Nu mai timpul să-mi permite. Dar nu veți cânta toată seara, nici vorbă. Vor fi și alte numere.
cor, unii băieți vor declama, alții vor să facă gimnastică și scrimă, mă rog, de toate. Da, și eu ce am să fac? Cred că ești cel mai indicat să susții niște partide de șah simultane cu elevii din clasele mici. 2-0 pentru dumneata. Gata. Ce spui, domnule Rizescu, primești? Domnule Antonescu. Poate că domnul Rizescu are și alte motive ca să ezite. Sigur. Nu. Doar despre timp e vorba. În rest, atunci, sigur că... Atunci? Da. Uite, mai gândește-te câteva zile. Și joi, da, te rugăm să vii să prânzești la noi. Oh. Dacă primești, vii cu vioara. Dacă nu, vii fără ea. E bine așa? E bine, domnule Antonescu. Acum trebuie să vă părăsesc. Nu însă înainte de a-mi îndeplini o foarte plăcută obligație către domnișoara Ana. Nu îndrăzneam să vă aduc aminte promisiunea făcută. Da, iată programul. Dar cu o condiție. Însemnarea s-o citiți după ce plec. Promit. Aș vrea să mai adaug numai că acum rândurile mele le-aș concepe, cred, mai inspirat. Sărut mâna. Bună seara. Bună seara. La revedere, Andrei. Bună seara. Cu bine. Eram în picioare lângă scenă. Cea din urmă care a cântat a fost domnișoara Ana Murgu, îmbrăcată simplu într-o roche albastră. O fată frumoasă, subțire, cu o frunte înaltă, cu ochii menși, luminându-i fața palidă, încadrată de vița părului blond. Nu știu de ce, însă de la început am fost încredințat că va cânta cel mai bine. De la primele acorduri a rupit toată sala, iar când a terminat, pe drept cuvânt, i s-au făcut ovații. Magnifico, magnifico! Questo caro giovinato, per Baco. Nu știu de ce, Alexandre, dar parcă aș ține un rămășag că Andrei va veni joi cu vioara. Doamna Vineanu! Oprește când îți spun. Băiatule. Așteaptă-mă aici. Bine, bunici. Ce plăcere! Ce plăcere de când nu te-am văzut. Da, am stat mai mult pe la moșie, draga mea. Sunt venită numai de câteva zile. Știu. Mergi undeva anume să te iau cu trăsura? Nu, mulțumesc. Ieșisem să mă plimb așa, la întâmplare. Pe vremea asta, parcă e și păcat să stai în casă. Da, frumos. Poate să trec pe la Catopol. M-a anunțat că a adus de la Paris toalete de primăvară. Toalete? De vom? Atunci urcă-te. Eu mă duceam să o iau pe Alice de la coafor. O să fac un ocol. Nu, draga, ești drăguță, dar nu e nevoie. Ți-am spus, o iau încet pe bulevard. Să mă mai uit pe la vitrine. Mă rog, cum vrei. Da, ia spune-mi. O fi adevărat ce? Că Andrei Rizescu... Ce anume? Alaltă eram aflat la nevasta colonelului. Ne-am strâns vreo 10 neveste, o cafeluță, o dulceață, o pațiență, da? Discuții. Despre una, despre alta, așa, da. Ca între cucoane, nu? Da. Dar chiar m-am și mirat că ai lipsit. Colonelul ăsta zicea că te-ai invitat și nu ai... M-a ținut în casă o migrenă teribilă. Ai ca să vezi. Da. Colonelul ăsta știi cum e, mai dintr-o bucată. Zicea că e doar un pretext. Se ține de damă mare, zicea. Ce să se amestece cu noi astea la alte? Eu țin chipul, dragă, n-am tăcut. Ți-am luat apărarea într-un mod. Dar am fost singura însă. Mai era acolo și Constantineasca. Da, care ți-e prietenă, mai era și... Mădamniță, vorbim de Andrei Rizescu. Da, uite așa că uitasem. I s-a întâmplat ceva? Nu, încă nu, dar în curând. De ce? Ce mai asta e? Își pune pirostriile pe cap. E da, într-adevăr, o veste. Nu-i așa? O ia pe cumnata directorului gimnazului, auzi? Da? Auzi pe cine s-a găsit? S-au cunoscut la noi în casă, la o serată. Păi eram și eu acolo, cu Alice. Da, mi-am amintesc. Și după aia, mai tot timpul, pe Rizescu, la Antonești îl găseai. Cântau, vezi, doamne. Și uite așa azi muzică, mâine o plimbare, poimine... O invitație la masă, i-au sucit capul băiatului. Vai, nu vorbi așa, madamniță. Sunt o familie onorabilă, respectată de toată lumea. Iar fata, mi-aduc aminte, e sensibilă, inteligentă. Ce să spun? Frumoasă. Săracă. Nu e un defect, draga mea. Ba bine că nu.
Auzi, dumneata, să ia el fată străină, abia venit aici fără un ban de zestre, în slavă Domnului se într-un oraș atâtea fete și frumoase și bine crescute și cu stare și... Ce vrei, madamniță, dacă se iubesc? Iubire! Dar la urma urmei, treaba lor, capul de pereți! Omagile mele, omagile mele, vistințe, coniție! Bonjour, domnule avocat! Bună ziua, domnule Berles! Iertați-mă întrăzneala, dar vă fi întrerupt o discuție, pare să interesant. Nu mai vorbeam despre colegul dumneavoastră, viitorul Mirede! Andrei Rizescu! Să ne dăjduim că noile obligații îl vor face să-și înțeleagă mai bine interesele. Și mă rog încotro vă îndreptați, scumpe conițe. Eu sunt Cătrulea Sura. Dacă mergeți spre tribunal... Da, sunt al dumneavoastră. Mă gândeam chiar să vă întreb. S-a hotărât domnuniță în chestiunea livezii pe care... Drumă, o să discutăm pe drum. Lăsați. Și doamna Vineanu? Nu, eu îmi continui plimbarea. La revedere, domnule Verles. Pa, dragă! Sărut mânășițele! Sărut mânășițele! Este imposibilă durerea asta, am sfârșită. Dragul meu, cât e ceasul? Aproape 3, domnule președinte. Mai sunt de judecat 11 procese, domnule Zărnescu. Hotărâsem să discutăm și câteva din dosarele de mâine. Vezi cum arăt, vă las procesele pe mână și vă descurcați voi. Da, dar... Trebuie să mă duc acasă, ornavle, trebuie să mă duc acasă. Mi-au câteva hapuri și vreau, mă bag în pat. Vedeți voi ce faceți. Cred că nu o să fiu nici mâine. Mâine e și procesul acela de vânzare cu Vineanu și Berlescu, avocații părților. Poate să-l amânăm, deși... Nu, așa, foarte bine, foarte bine. Dar e vorba de un incident de tardivitate indubitabil. Legea spune limpede că acțiunea de revenire asupra vânzării trebuie începută în cel mult un an. Asta o știu și eu, mulțumesc. Probabil însă că nu știe domnul Berlescu de vreme ce a acceptat să pledeze o asemenea cauză. Dacă nu l-or fi hotărât motive serioase. Prezumți, ornavle, prezumți. Evident, cinstea sa este deasupra oricărei bănuieli. Permiteți-mi însă să vă atrag atenția, că putem deveni și noi pasibili de interpretări prezumțioase dacă mâine nu dăm pronunțarea. Înclin să-i dau dreptate, domnule Zărnescu. Bine, bine, dragă, de-aia ce să mă fac, dragă, halul ăsta care sunt, pot eu să conduc o ședință? Uite, acum, parcă... am și frisoane, urlanule, te rog, fii amabil și trimite-ți să mă duc niște antipirii. Da, imediat, domnule. Nu, hotărât, lucrul trebuie să mă duc, să mă bag în pat, domnule. Vă las pe voi, am toată încrederea, sunteți tineri, trebuie să vă și afirmați. Domnule Zărnescu, rog, dumneata, prezidez în locul meu. Atâta, doar te rog, dragul meu, gândește-te la ce am discutat. O clipă, domnule Zărnescu. Da, da. Știu că reiau un subiect neplăcut, dar mă văd silit să o fac. Ca președinte de tribunal trebuie să judecați cel puțin 15 procese din cele cam 40 zilnice. Ei bine, migrena aceasta care apare cu exactitate de cronometru vă împiedică să prezidați mai mult de 2-3 ori. În condițiile astea eu personal nu mi-asumit. Da, rapoartele la minister, dragul meu, atâtea alte hârtii importante, dar nu te gândești cât timp îmi răpesc. Da, mulțumesc, dragul meu. Domnule Zărnescu, mă rog, dincolo de travaliul în sine se află și celălalt aspect al responsabilității hotărârilor, mai cu seamă în anumite procese, hai să le spunem, mai delicate. Nu credeți că e normal să ne asumăm această răspundere solidară? Dumneata, nu vrei să mă înțelegi și pace. În loc să mulțumești că te investesc cu puteri de pline, interpretez în fel și chip faptul domnule că... Domnule Sernescu... Nu vezi ce rău mi-e, dragul meu. N-am încotro, trebuie să plec. Mai mărim, la bună vedere. Subterfugii, șmecherii ieftine! Uite pe aici. Poftim. Le-am descoperit ieri. Mă rog, întâmplător. Ia te uite, domnule, păi cu antipirinele astea deschizi o farmacie. Zile de-a rândul aduse de aprod, chipurile să-i potolească migrenele. El își făcea siesta, iar nouă ne pleznea capul de treabă. E, să fi văzut ce era până să fi venit tu. Nouă trece pe la tribunal cu zilele, la Fly, când la București, când la Viișoara de la Băleni. Răspunderi multe, profesiune grea. E, ce vrei, e făcut pentru viață tehnită. Da. Dacă nevastă sa nu era și nepoata ministrului și ambiții... N-ar fi obținut sinecura asta, mi-închipui. În fond, nici nu e un om rău. Cum să fie un om rău? E chiar generos, nu?
Ce să-i mai reproșăm când ne copleșește cu atâta încredere? Poate mâine amânăm totuși procesul cu Berlescu, da? Și bine anum. Cine știe ce socoteli sunt în joc? De ce nu mai e bine să-i chemăm aici și să-i întrebăm cam ce pronunțare le-ar conveni? L-am bucurat și pe Zărnescu, adică exagerez totul... și uiți că ăștia doi sunt capii Partidului Liberal și Partidului Conservator din oraș. Au mâna lungă. Ascultă-mă, ornarule, investitura noastră chiar nu reprezintă nimic. Rostul nostru e să interpretăm și să negociem ideea de justiție pentru ca un Berlescu sau Vineanu să ne devină obligați? Sau ca un Zărnescu să doarmă liniștit? Faci cum crezi, Andrei. Am înțeles că tu o să prezidezi ședința. Eu mi-am rostit doar un gând. Atât. Trist e că ai dreptate. Da, în felul tău ai dreptate. Dar, onorată instanță, credem că este dovedit. Lipsesc 200 de pogoane din cele 2000 arătate în actul de vânzare aflat la dosar. 200! Paguba clientului meu se ridică la cel puțin 60.000 de lei. E o sumă mare, să recunoaștem. Iar clientul meu, domnul Tomescu, onorabil arendaș cunoscut în întregul județ, are acum unele dificultăți financiare în urma recoltelor proaste din acest an. Liniște, vă rog! De fapt, niște speculații nefericite la bursă. Toată urmea știe. Da. E normal de să cerem o micșorare cu venite a sumei aflate în sus numitul act de vânzare încheiat între clientul meu și părâtul Gheorghe Costăchescu. Avem toată încrederea în dreapta de liberare a onoratului tribunal? Aveți ceva de adăugat, domnule Vineanu? Nu, domnule judecător. Atunci tribunalul se pronunță pe loc. Domnule judecător, dar... Domnule avocat Berlescu, vă rog, în afară de faptul că lipsa celor 200 de pogoane nu apare suficient dovedită prin probele înfățișate, mă văd obligat să vă semnalez că termenul legal pentru atacarea unui atare act de vânzare este de un an. Un an, domnule avocat! Sunteți, cred, de acord cu mine că până în prezent s-au scurs exact 26 de luni de la data întocmirii respectivei vânzări. Tribunalul vă respinge acțiunea ca prescrisă! Douăsprezece mii de lei, tu, praful s-a ales, tu! Și ce bine s-a aranjat totul. Cred și eu, parcă lui Vineanu nu-i convenea, parcă-l aud. Neneguță, știi și matale că e târziu, cine e de vină? De ce nu s-a gândit omesul mai devreme? Acu asta e, fiecare cu taravările lui. A ajuns omul la ananghe și vrea ceva parale îndărăt. Mintea românului de pe urmă. Vrea de pe urmă, zău. Așa e, dar un profit pot avea și alții, ce zici? Știu și eu. Mateiaș Neica, hai să nu umblăm pe ocolite, că nu ne cunoaștem de ieri de alalteri. Cât îți plătește Costăchescu un proces? 1000 de lei. Testamentul 3, Mateiaș Neica. Și facem cum e mai bine. Nu se poate. Nu știi cine e Costăchescu. Ba bine că nu. E un ursuș, un ciufut, da. Și tu ești un mare șmecher, Mateiaș Neica. Hai, ce parale bune ai luat când cu succesiunea caselor Coanei Porfira. Eu atunci am închis ochii, recunoaște. Dar era altceva. Altceva, pe dracu. O afacere, tot bani sunt și ăștia, Mateiaș Neica. Tu fă-l pe Costăchescu să înțeleagă că totul depinde de suverana aprecierea tribunalului și că s-ar putea să se pierdă. Atâta ce? Vezi că nu depinde de... Cui spui asta? Nu sunt vorbele tale? Mare e puterea judecătorului când vrea. Și o să vrea. Dar ce vorbim noi aici? Uite, Tomescu pretinde 60.000 de lei. Costăchescu să-i dea 40. Neguță. Hai, poftim 30. E mai rezonabil. Și are Neica 4.000 de lei pentru mateiașul lui. Nu e bine? Ba da.
Așa te vreau. În orice caz, fă tot posibilul să câștigi procesul la tribunal și atunci mult mai lesne îl putem sili la pace. Nicio grijă, vorbesc cu Zărnescu. Da, ne știe adversar politic și nu o să se bată. Oi, vedea eu, tu convinge-l pe Costa Chiescu, ne-am înțeles? Da? Contează pe mine, neneguță. Și Zărnescu ramolit, nenorocit. A avut dreptate, Vineanul, da? Măcar să fi avut parte de o amânare, se mai puteau trage niște sfori. Iar rizesc, auzi, domnule, să-mi respingă acțiunea fără să se ridice de pe scaun. Să nu-mi facă nici măcar cinste unei deliberări. Tu! Biletele la control? Abonament permanent, ți l-am arătat de 12.000 de ori până acum, domnule. Bine, 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 să trăiți. Nici măcar cinste unei deliberări, mie. Și nu pentru întâia oară mi-o face. Rupesc pierul ăsta. Dar de data asta s-a terminat. Și Zărnescu mi-a dat să înțeleg că l-ar mulțumi mutarea lui. Cred și eu. O să o aibă. Te aranjez eu, Rizescu, Leneica. Dacă nu ți-o plăcea cum te lucrez, la ministru mă opresc. O să vezi cine-i Berlescu în județul ăsta. 12.000 de lei duse pe apa sâmbetei. Că o să avem și noi tot un băiat, dragă Adina, nici nu mă îndoiesc. Prea o dorim din adâncul inimii. Prea ne-am obișnuit cu ideea asta ca să nu mi se împlinească dorința. Pe Andrei, gândul că o să aibă un fecior, îl nebunește de fericire. Dacă ai ști ce bun, ce plin de atenție față de mine, Andrei. I-am și spus că dacă vrea să-și răsfețe copilul cum mă răsfață pe mine, îl iau de sub creșterea lui. Ieri era să ne și certăm. Eu ziceam că o să-l pun la pian de la 3 ani. Andrei, ba nu, că e prea devreme. Până la urmă ne-am împăcat, firește. Sunt fericită, Adina, drag. Atât de fericită încât parcă mă cuprinde o grijă. Aș vrea să se împietrească lumea așa cum e acum, să rămână întotdeauna sub iubirea mângâietoare și ocrotitoare a lui Andrei. Oh, da, e tare slăbită sărăcuța. Temperatura i-a scăzut. Sunt convins, momentul de criză a trecut. Trebuie totuși să fim atenți. Frigurile astea care apar după naștere pot da mari complicații. Și Ana are un organism plăpând. Oh, draga de ea, cât s-a chinuit, cât s-a chinuit, când o văd cum stă palidă și fără putere. Acum de ce mai plângi? De ce mai plângi? O să se facă bine, e tânără. Băiatul e un voinic și jumătate. De ce să ne gândim la lucruri rele? Fii liniștit, Andrei, fii liniștit, e în afară de pericol. Îți mulțumesc, doctore, îți mulțumesc. Dacă nu erai dumneata... Da, lasă. Uite, ia uite, uite-l pe Redu cu ce frumos doarme, o splendoare de copil, mâncala. Întotdeauna am avut credința că după o bucurie mare trebuie să urmeze și o supărare. Socotisem însă că mi-am plătit bucuria neasemuită a nașterii lui Răducu cu frământările zilelor din urmă. Cu teama de o pierde pe Ana. Uitați ce am primit acum o jumătate de ceas. Un ordin ministerial. Da. Am onoarea, în urma propunerii, să vă aduc la... A binevoit, a vă transferat... Dar ce înseamnă asta? A vă transferat de la 1 noiembrie anul curent ca judecător al locului Urziceni. Domnul Paul Albescu trece în locul ocupat de dumneavoastră. Poate e o greșeală. Adresa e clară, nu încape nicio îndoială. Du-te repede la senatorul Dumitrescu. Poate intervine pe lângă ministru. Într-un timp ți era foarte binevoitor. De când nu am dat curs intervenției sale în procesul cu... Mă rog, nici nu mă mai salută. Dacă o să-l rogi, poate că totuși... Să mă umilesc la ușa lui niciodată. Doamne, caz. Ascultă, Tilda. Cu bocetele nu facem nimic. Andrei, părerea mea e să pleci îndată la București, la minister. Și eu m-am gândit. Obții o audiență și lămurești lucrurile. Ai o reputație fără pată. Poți pretinde măcar să nu ți se facă nedreptatea asta. Sigur. Arăți și situația soției dumitale. Nu știu, mi se pare cu neputință ca ministrul să nu revină asupra ordinului. Nădăjduiesc. Bun, peste 2 ceasuri ai un tren. Du-te să-ți pregătești ce ai nevoie. Te conduc eu la gară.
căci egalitatea în grada judecătorului de pace cu judecătorul de ședință există doar în scripte. În realitate nu înseamnă nimic, domnule ministru. Iar trecerea din capitala unui județ, dintr-un tribunal, la o judecătorie de plasă e socotită îndeopște retrogradare. În mod legitim îmi pun întrebarea. Într-atât de grav să fi greșit, când? Cum, domnule ministru? Sunt surprins cu atât mai mult cu cât în cei 8 ani de magistratură nu am fost nici măcar atenționat, ca să nu mai vorbesc de alte sancțiuni. Dar nu e vorba de nicio retrogradare. Anumite interese superioare impun această, subliniez, mutare. Pentru un timp. Apoi după 2-3 ani îmi trimiți o memorie și vedem ce se poate face. Domnule ministru, vă rog să țineți seama și de situația mea familială pe care am avut onoarea să vă expun. Am reținut, te înțeleg perfect, însă datoria înainte de orice. Pentru îndeplinirea nobilei misiuni cu care țara te-a investit, niciun sacrificiu nu e prea mare. Domnule ministru, permiteți-mi vă... Te-am ascultat cu răbdare. Lucrurile rămân așa. Ceea ce mai pot face e să-ți acord un concediu de 10 zile pentru mutare. Audiența a luat sfârșit. Am onoarea să vă salut, domnule ministru. Ah, încă ceva, domnule judecător. Confidențial. Să știi că uneori o anumită flexibilitate nu se consideră neapărat incompetență sau, mai grav, lipsă de onestitate. Desigur, dreptatea să triumfe. Legile însă sunt făcute de oameni, nu? Înțelegi ce vreau să spun? Nu-i așa, dragul meu? Dar e nedrept, nenima ta, e nedrept. Haide, liniștește-te, dragă, liniștește-te. Doamna Rezescu, eu am fost un simplu grefier, dar în 40 de ani am văzut atâtea nedreptăți încât am învățat să nu mă mai mir de nimic. Ca să răzbați, cinstea-ți folosește și nu prea. În schimb, cu un protector puternic, ești asigurat. Dar cine a sărit să-l apere pe Andrei? Nimeni. Vedeți? E de mirare că un om cu atâta carte ca domnul judecător să fie așa de naiv. Dar el crede în menirea lui, nene Matache. El nu poate să se scoate la mezat. Doamnă Rezescu, stați în casa asta de peste un an și credeți-mă, vă iubesc ca pe copiii mei. De-aia îmi și permit să vă vorbesc așa. Necazurile dumneavoastră sunt măcar puțin și ale mele. Atâtea planuri ne făurisem. Hotărâsem ce economii să facem în așteptarea înaintării lui Andrei. El vrea să se apuce din nou să scrie, iar atunci când ar fi ajuns președinte și cine știe, poate chiar consilier de curte într-un oraș mare, copilul ar fi putut să... Cine să-și închipuie că așa deodată? Hai, liniștește-te, te rog. Hai, cum poți să spui asta? Aveți viața în față. Uite, vine Andrei. Hai, nu-l mai amărâ și tu. Hai, șterge-ți lacrimile, capul sus. Hai. Ar fi o soluție, sigur. Sărut urat. Bună ziua. Salutare, nene Mata. Sărut până bună ziua, nene Mata. Strașnic frig afară. Ce mai faci, nene Mata? Ca pensionare. Cum te simți, Ana? Bine, dragul meu. Și Răducu? E un scumdr. Chiar e timpul să-l îmbăiem. Ia, hai, Ana, hai. Vin acum. Ai hotărât ce face Andrei? A mai rămas numai o săptămână din concediu. Știi bine cât mă frământ. Amedeu, îl știți, prietenul lui. Da, un avocat bun. Da, zicea că Andrei ar putea câștiga bine cu avocatura. Altă soluție nici nu prea văd. Adică să-ți dai demisia din magistratură? Ce să fac? Nu, nici vorbă de așa ceva. De ce, nene mă? Hai, Ana, să-i lăsăm pe bărbați. Hai de la. Ascultă-mă pe mine, domnule Rizescu, că am îmbătrânit în lumea tribunalului. Dumneata nu faci de avocat și basta. Dumneata știi carte. Ei și avocatul mai cu seamă într-un orășel ca ăsta... Va să fie înainte de toate și ret. Ei, nene Matache. Da, iar la dumneata și retenie cât e la mine în palmă. Nu te văd eu. Îți place cititul, vioara. Habar n-ai de lume și de chichițele ei. Afară numai dacă nu vrei să mori de foame. Dar ceilalți cum trăiesc? Care ceilalți? Păi ți-i număr pe degete. Sunt vreo 4 care câștigă parale bune și mai mult cu afacerile decât cu avocatura.
Dar că ăștia n-ai să ajungi niciodată, pentru că n-ai nici situația lor materială, nici firea lor, nici nu începi în condițiile în care au început ei. Când au început avocatura, Vineanu și Belescu, nu erau aici decât doi avocați și aia practicanți, fără titlu. Azi sunt 30 și cei mai mulți de-abia își câștigă pâine de toate zilele. Și bagă de seamă, nu e unul care să n-aibă și o altă stare sau ceva legături de rudenie în oraș sau în județ. Dar când neata... Nu vezi lucrurile prea negru? Da, de unde? Și atunci? E iarna. Să-mi las nevasta și copilul și să plec la Urziceni? Nu-ți da demisia din magistratură, domnule Rizescu. E mai bine așa, crede-mă. Du-te acolo și așteaptă vremi mai bune. Studiază, scrie și încearcă să găsești o persoană cu trecere, poftim, care să se intereseze de soarta dumitale. Mai ales asta nu pot să o fac, chiar dacă e prețul liniștii și poate al bunăstării. Pentru moment recunosc, mi s-a clătinat credința în adevăr și dreptate. Dar nu pot să o și distrug. N-aș mai avea curajul să privesc în ochii fiului meu. Oh, eu ce să-ți mai spun? Ca avocat, cel puțin, o să-mi fiu propriul stăpân. Așa crezi? Cu Vineanu, Berlescu și Beneș lângă dumneata? Tare aș vrea să mă înșel, da, 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 da. Sincer să fiu, mai cam pus pe gânduri, nene Matache. Dar cum de nu înțelegeți că eu nu mai pot fi judecător, nici aici și nici în altă parte? Îmi stăruie în minte cuvintele ministrului justiției. Ce să fac? Să ajung să vând sentințe, să drămuiesc dreptatea? În niciun caz nu mă simt în stare. Poate că într-alt fel să folosească totuși experiența dobândită și știința pe care o am. Multă, puțină, câtă e. Iar pârâtul nu este la prima sa faptă de acest fel. Din depozițiile martorilor a reieșit clar că numai cu un an în urmă l-a bătut la fel de crunt pe un alt ucenic, frângându-i mâna. Domnule avocat, veniți la chestiune, treceți peste asta, la cunoaștere. Domnule președinte, mi se pare indispensabil pentru stabilirea daunelor să renunțați la divagații. Fiți, vă rog, mai scurt. Avem încă 10... Formitate cu articolele menționate, să vă pretind pentru vătămarea gravă a clientului meu suma de 5.000 de lei, reprezentând costul spitalizării și întreținerii sale în perioada următoare, până când va fi din nou în stare să muncească. Domnule avocat Vineanu, doriți să adăugați ceva? Poftiți, aveți cuvântul. Vreau să rog onorata instanță să amâne judecarea pricinii până la o nouă expertiză medicală. Domnule președinte, dar clientul meu se află aici. Îl puteți privi. Certificatele medicale aflate la dosar nu lasă loc niciunui dubiu. Procedura e completă. De ce să se amâne? Domnule Evineanu, 18 noiembrie vă convine? Da, și vă mulțumesc. Asta înseamnă o amânare de 6 luni. Clientul meu e om nevoiaș, are o familie de întreținut, n-are ce mânca. Vă rog, domnule Rizescu, procesul se amână pentru 18 noiembrie. Grefier, strigă alt proces. Bună ziua, domnule avocat. Bună ziua. Vin din sala de ședințe. S-a judecat procesul lui Grigoraș. Dacă nu mă înșel, ei refuzat apărarea. Grigoraș își recunoscuse culpa în fața judecătorului de ocol. De ce să iau banii degeaba pentru un proces pe care tot îl pierdea? Află atunci că s-a dat sentința. Grigoraș a fost achitat. Cum? Cum auziși? Dacă nu mă crezi, întreabă-i și pe ei. Bravo, Beneș, ai fost în mare vervă. Mulțumesc, maestru. Grigoraș, să știi că ești bun de cinste. Păi nu mă uit la parale, domn Berlescu, când îl adic. Așa-i domn Beneș. Lasă. Unde merge în Grigoraș? E unde se mănâncă și se bea cel mai bine, la Udrea. Bravo. Ei, și ziceai, domn Rizescu, că nu o să câștig, hai? Ei, iaca. S-a putut. Ascultă la bătrânul Andreaș Năică și nu te supăra. Procese drepte poate să câștigi oricine. Chestia e să câștigi procesele nedrepte, pricepuși. Că de-aia a venit, domn avocat,
că mă cheamă al de frate în judecat. Să împart cu el zor nevoie pogoanele rămase pe urma lui taică. Mâine e procesul și vă rog frumos. Hai, omule, îl recunoști de frate bun? Păi dacă mie. Așa. Dar de ce să se scoale tocmai acum, după 15 ani de la moartea taică? Ascultă, pe dumneata te văd om cuprins, cu ceva stare. Domnul avocat, acum dacă dumneavoastră spuneți pe șleau câte parale ați vrea, nu am păcat noi. Numai procesul s-ar câștiga. Stai, stai, că nu despre asta e vorba. Dar? Fratele dumitale stăpânește ceva avere? Păi cum? I-am dat un pogon. Copii are? Are. Câți? 7. Dar dumneata? Păi, am și eu 2. Păi bine, mai omule, nu te gândești că nu e drept ca el, cu 7 copii, să stăpânească doar un pogon, iar dumneata numai cu 2 copii să stăpânești 19? Hmm? Păi... O fi având și el destule nevoi. Are, vai de capul meu. Păi vezi? Și nici nu ți-e străin. Păi eu... Păi, de ce nu vrei să te înțelegi cu el, frățește? Să nu mai cheltuiți nici dumneata și nici el cu judecata, că vă costă o groază de bani. Păi știu și eu. Mai bine ia-l, veniți la mine să vă fac un act de împărțeală. Și-l conving eu să renunțe la venitul pământului pe acești 15 ani. Păi, ascultă-mă ce spun, că te învăț de bine. Nu e păcat să vă mâncați între voi, frați ce sunteți? Și să vă arate cu degetul tot satul? După ce s-a mai gândit, a plecat, zicând că o să vină cu frate său. Și? Asta a fost alaltă ieri. Astăzi l-am văzut la tribunal cu Berlescu. Să-l fi văzut cu ce tărie îl tăgăduia pe frate său, un nenorocit trențăros care de-abia se ținea zeghea. Nu-l cunosc, nu e frate cu mine, e crescut de suflet de taică, spune într-un loc. Ce om. Procesul s-a amânat peste 5 luni. Pe urmă l-am văzut pe omul meu într-un colț, își număra paralele. Era de așteptat. I-a făcut semn lui Berlescu și au intrat într-o cameră. L-am mai auzit doar pe Berlescu zicându-i: lasă că am să ți-l aduc eu până i-a ieșit părul prin căciulă, până s-o lipsi. El o să câștige procesul, ai să vezi. Păi da, sunt sigur. În ăștia 5 ani de avocatură, fiecare asemenea întâmplare mi-a stins o iluzie și mi-a dovedit cât de întemeiată ți-a fost prezicerea, nene Matache. De, domnule Rizescu, nu-i păcat de sufletul dumitale și de câte știință ai. Vine la mine un om cu o pricină. Are dreptate, dreptate evidentă și absolută. Îi studiez procesul, adun jurisprudență, doctrină. Îl pledez cât se poate de bine. Ar trebui să câștig și cu toate astea îl pierd. Pentru ce? Simplu. Pentru că atunci când de partea cealaltă sunt al de bene și Vineanu sau Berlescu, mare lector, satrapi atotputernici în județ, nu e destul să ai dreptate. Da, da, îți mai trebuie și altceva. E revoltător, e îngrozitor. Cum să nu te împingă indignarea până la granițele nebuniei? Nu-ți rămâne decât să te silești să câștigi altceva ăsta. Trebuie să te adaptezi la mediu, Andrei. Ai răspunderea unei familii și nu ești oricine. Dar crezi că a te adapta la mediu în condițiile astea e o dovadă de superioritate? Da. Nu! Dumneata, nu poți gândi așa! Andrei, înțelege-mă! E timpul să afli că... Iertați-mă, eu am să mă duc. Poate ne vedem mai târziu. Bine, bine, nene. Alexandre, doar pentru plante și animale, adaptarea la mediu e condiția existenței. Și într-adevăr, îi se supun orbește. Omul îndiguiește, îmblânzește apele, omul spintecă munții, sfredelește tuneluri, omul primește să fie schingiuit și exclamă epursimove, omul transformă mediul! Dacă poate, dacă nu... Pentru stima pe care ți-o port, te rog să nu spui asta. Nu mi-e ușor să spun, Andrei, mai ales acum. După cum eu ți-am admirat întotdeauna fermitatea cu care ți-ai ferit sufletul de întinare, nici tu să nu te îndoiești vreodată de cinstea mea. În toți acești ani am fost alături de tine, alături de voi. V-am ajutat pe cât s-a putut. Acum însă... Și crezi că nu mi-e îndeajuns de rușine pentru asta? Andrei! Și crezi că nu-mi reproșez îndeajuns, că nu sunt în stare să ofer frumuseții și tinereții femeii iubite un cadru vrednic de ele? Crezi că nu văd? Crezi că nu mă dor zâmbetele femeilor celorlalți când îi admiră chipurile, rochiile și pălăriile cârpite și prefăcute? Crezi că nu pricep ce se petrece în sufletul ei? Când aude pe altele istorisind cum a petrecut la Constanța sau ce frumos era la București, la teatru, la curse, ori la bătaia cu flori, crezi că toate astea nu mă chinuie destul? Oprește-te, Andrei. Soția ta e foarte bolnavă. Cum? Cum foarte e bolnavă? Da. Chiar în momentul ăsta o examinează doctorul Georgescu. Stai, nu te duce, așteaptă. În ultimul timp mi s-a părut mai slăbită. Tu și-a avut și câteva amețeli, dar
Am crezut că sunt simple indispoziții. Ea nu mi-a spus nimic. Când știe cât te zbucium, n-a vrut să te mai împovăreze cu o grijă. Bună ziua, Andrei. Spune-mi, doctore, spune-mi ce s-a întâmplat. Care e diagnosticul? Plămânii. A avut o emoragie puternică. Și nu e prim. I-am dat un calmat, acum se odihnește, da? E cam tot ce pot face aici cu mijloacele pe care le am. Trebuie însă dusă la București și încă repede. Mă tem chiar să nu fie nevoie de vreun tratament la un sanatoriu. E atât de grav? Da. Nu știu, aș vrea să mă înșel, dar Ane, i-am promis că deocamdată nu o să spun nimic. Speră să te liniștești, să-ți revii. E o ființă minunată, Andrei. Da. Ai grijă de ea și de copil. Și copilul? Da. E și el cam palici. Obosește repede. Acum înțelegi, Andrei? Îți știu necazurile cu banii, însă ceva trebuie făcut. Și repede, înțelegi? Cât mai repede. Ai ascultat pronunțarea, titlule? Da, regret din tot sufletul. Ați pledat strălucit, domnule Rizescu. Nu m-am îndoit o clipă că veți câștiga. Și totuși am pierdut. Din nou am pierdut. Și știi de ce? De ce? Învață că ești la începutul meseriei. Astăzi de dimineață l-am întâlnit pe Vineanu ducându-se spre barieră cu o trăsură. Așa. Ceva mai târziu am avut curiozitate să-l întreb pe Birjar unde l-a lăsat. Și? La domn judecător Zernescu, mi-a răspuns. Ai priceput, da? Domnule Rezescu, mai încet, vă rog. Ăștia nu sunt judecători, sunt slugi. Domnule, nu vă este permis să vă exprimați astfel. De când nu este permis să spui adevărul într-un tribunal? În calitatea mea de decan al barului am datoria... Nu mă interesează! ...să observ pe avocații care se exprimă necuvincios la adresa... Îmi mențin afirmația! Am să-ți dau un avertisment! Poftim! O să vezi, domnule! Auzi, tot pierdeai procesul și dacă erai de partea cealaltă, sau... Mi-e silă de voi toți. Hai să mergem, domnule Rizescu. Vă rog. Cine știe ce mai poate ieși de aici? Vă spun eu, băiatul ăsta a început să sufere de mania persecuției. Ce mai e? Ecco, ecco, bravo. Andrei, ești de nerecunoscut. Iar te-ai supărat la tribunal. M-am contrazis cu un coleg pe niște... În sfârșit, în privința argumentelor lui plebarii. Un flac, dar e adevărat, m-am enervat puțin. Da, puțin. Să știi însă că mi-a dat dreptate până la urmă. Da. Ana, spune-mi. Da, cinstit, mai ai temperatură? Nu fi îngrijorat, nu mai am nimic. Uite, mă simt foarte bine. Dacă e să te iei după doctor... Totuși, cum fac rost de niște bani, mergem la București. Nu e nicio grabă, nu e nicio grabă, dacă-ți spun. Hai să nu mai vorbim despre asta. Bravissimo. Vezi ce progres a făcut Răducu? Astăzi am cântat la patru mâini. Uiul, tate, în el mi-e toată nădejde. Na, ca Silil cam răsfaț. Nu plinidește cu laudele. Bravo, bravissimo. Un secundo, Mozart, ve lo dico io, il vecchio Caselli. Ce ți-am spus? Tu nu vrei să mănânci ceva? Să mănânc? Nu. Mai degrabă aș vrea să mă întind puțin. Da. A fost o zi tare. Bine, atunci mă duc să-ți fac patul. Cum de uitam. A venit adineauri o cucoană bătrână care zice că are treabă cu tine. Te așteaptă în birou. Dacă vrei, mă duc să-i spun să vină mai târziu. Nu. Mă duc acum. Am venit la dumneata, maică, fiindcă m-au zis că ești om cinstit și luminat. Mă vezi în bătrână, neputincioasă. N-am pe nimeni decât o nepoată. Din pensia răposată, din ce am câștigat și eu cu cusutul, pe la unul, pe la altul, și din vânzarea vii, că am avut și eu un petec de vie, zestre de la părinți, am pus deoparte ban cu ban. Numai eu știu cât m-am canonit să adun și o zestre viorichi, nepoată-mi. Când o fi să se mărite, să nu fie silită să ia pe cine eu ieși înainte. Ca cu vezi,
În ziua de astăzi o fată fără zestre, vai de capul ei. Bine, măicuță, dar nu văd cu ce te-aș putea ajuta. Poți, poți, că de la o vreme tot aud că se fac spargeri în oraș. Sunt singură, mi-e frică. Da. Dacă vine la mine, nu, și nu mi-e de viața mea, că am trăit destul. Dă-mi de zestrea, copil. Și câți bani aveți? De coconașul maichii. Banul se presește dacă nu-l risipești. Am 12 bonuri decât 1000. Și mi-a deschis și mie cap unul și altul, că la ce să țin banii în bonuri? De ce să nu-i dau cu ipotecă? Să iau o dobândă de câte 10 ori 12%. Da, tot mi-a fost teamă să-i dau. Să nu pierzi zestrea și viitorul fetii. Și-am auzit de dumneata. Și vinde-te, rog, că dacă mi-ai găsit un loc bun și sigur, i-aș da după vorba dumitale. Da. Nu, și nu degeaba, nu. Te plătesc cu coconașul maichii cu ce m-ai îndatora. Și dacă are conița ceva de cusut, bucuroasă o ajut. Bine, maicuță, o să mă străduiesc să-ți găsesc un loc sigur. A, sigur, maică, sigur. Să nu stric viitorul fetii. Când îl voi găsi, te înștiințez. Unde stai, dumneata? Lângă Bărăție. O căsuță mică, roșie. Zinca, Sărdăreasa. Mă cunoaște și domatache. Prea bine. L-am văzut pe cel mic. Să nu-i fie de ochi. De când sunt, n-am văzut copil mai frumos. Să fie sănătos și să te bucure după sufletul dumitale cel bun. Mulțumesc, maicuță. Și fii liniștită. Da. Am eu grijă. Iar ai venit pentru afacerea aia? Da, domnule. Ți-am mai spus odată că nu se poate. Pământul pe care îl ai nu e al dumitale, e al copiilor. Și nu-l poți ipoteca dumneata. E, dacă vreți dumneavoastră, se poate, domnule avocat. Și plătesc bine. Asta e legea, pricepe odată. Legea. Faci rău că nu vrei, domnule avocat. Da, așa e, nu e pământul meu, e la nevastă mea. Dar n-ai nicio grijă, nu-și pierde bătrâna banii. Nu iau decât pentru un an. Eu sunt om vretnic și acum am o ocazie care cine știe când s-o mai vii. O pădurice pe care iau pe nimic și în care pot câștiga mai bine de 100.000. Unde e, nu mă pot spune că nu sunt numai eu în afacere. Dar sunt în stare să vă dau oricât vreți. Spuneți, are 12.000 de lei? Iau eu 10 și dumneavoastră 2. Ha? Știi, Andrei, dacă o să-ți meargă bine, cel din tâi lucru pe care aș vrea să-l facem ar fi să mobilăm salonaj. Să am și eu unde primi pe cele 3-4 prietene la care mă duc. Și poate, poate în vacanța asta nu vom mai rămâne aici. Îl luăm pe Răducu și o pornim spre Valea Oltului. Măcar 10 zile. Hai, te rog, te rog din tot sufletul. Dacă nu avea ceva bani, mergem neapărat la București. Trebuie să aflăm ce-i cu tine. Câteva amețeli, puțină temperatură, prostii. Hai să vezi ce bine o să fie. Numai noi trei, undeva departe de tribunal, de Zărnescu, de Berlescu, de toată atmosfera asta otrăvită, înveninată. Te rog, Andrei, te rog din tot sufletul. Eu mă mir ce cauți aici dacă nu-ți place avocatura. De ce nu te faci sub șef la fanfară, Andreea Șnăică? E postul vacant, că spun eu o vorbă bună. 150 de lei pe lună. Păi ce, e de colea? Aud? 2000 de lei. Ion Călgureanu nu e un om muncitor, cum zice. Și-a risipit toată starea în petrecere. O să risipească și banii ăștia. Iar sărmana bătrână, dacă totuși e adevărat ce spune cu pădurea, dacă îl bănui degeaba, dar dacă minte, nu știu cum să știu. Îmi crapă capul. Nesiguranța, mereu nesiguranța asta blestemată. Mi-a strepezit sufletul. Nu mai am încredere nici în mine. În fond ce-mi cere? Un flec. Un simplu artificiu juridic. Aproape legal. Aproape. Ce face, Andrei Lisescu? Ce face? Domnul avocat. Domnul avocat? Da, ce, ce spui? Vă uitați la mine, dar parcă nu mă vedeți. Mă gândeam. Mă gândeam cum ar fi mai bine de făcut, fiindcă, vezi, banii ăștia, domnul dacă avocat, îi pierzi... Domnul nu-i pierd, păi, domnul avocat, afacerea e sigură. Să mă trăznească el de sus, dacă mint. Și cum am zis, așa rămâne. Atunci, în 3 zile, facem actele.
Maichi. Scoate-mă în limpie de la inimă. Toată noaptea n-am dormit. Adevărat să fie ce am auzit? Că ar fi murit Ion Călugăreanu. Da, a murit, într-un accident. Vai de mine! Da. Vai de mine, ce mă fac eu cu ipoteca? De cum ce te faci? N-au rămas pogoanele lui? A murit el, plătesc moștenitorii. Nor vrea să plătească, îi scoatem pământul la vânzare, care face de 5 ori datoria. Maică, mi-a spus un vecin că i-a spus un om de la munte, de acolo, de unde e Călugăreanu. Așa. Că pământul de mi l-a zălocit, n-ar fi al lui. Cum? Cum că ar fi al nevestisi. Păi și ce, te iei după vorba așa aruncată în vânt? De un om din toată lumea? De ce te frămânți? Am cercetat eu înainte de a te sfătui să-i dai bani. Să ai parte de bine. Păi. Nu știi ce povară mi-ai luat. De ce să-i faci? Pustia de frică. Dar mă gândeam că nu se poate. Că dumneata ești om cinstit și învățat și cu suflet bun. Lasă mai cu să. Da, să știi. După ochi se vede. Îți mulțumesc că mi-ai risipit grija. Da? Atunci e bine. Ați fost de v-ați plimbat, maică? Da. Departe? Pe la Brașov, Sibiu, ne-am întors pe Valea Oltului. Ai, frumos. Eu nu m-am putut învrednici să mă duc niciodată. Da, îmi spunea răposatul bărbatul meu că e grozav de frumos la Brașov și prin munți. Așa e. Da, dar te văd că am slăbit și tras la față. Ai fost bolnav, maică? Ori de oboseala drumului? De o săptămână de când ne-am întors, nu știu, nu mi-a fost prea bine. Oh, și mai viu și eu cu prostiile mele să-ți fac supărare. Iartă-mă, maică. Nu spune asta, te rog, maicuță. Mă ocup eu de toate și te anunț dacă o fi nevoie de noi. Da, mulțumesc. Acum te las, maică. Mă duc că, și să știi, m-ai rugat să te îndrăvenești, că ești tânăr și ești om cinstit și bun. Că și dumneata ai copil și te frămânți pentru el. Ia uitați-vă de ce asistență vă bucurați, domnule Rizescu. Notabilități, colegi de breaslă. O prezență care obligă. Veneanu e calm, destins, surâzător, glumește. Am văzut, mai lipsește să împart autografe. Toți sunt curioși să vadă cum își va apăra reputația de maestru al regulilor de tactică și strategie. Circulă zvonul că vă sprijiniți pe argumente foarte solide. Da, s-a aflat, cu atât mai bine. Îi vezi pe cei 3 țărani, aceia de lângă fereastră? Da. Da? Erau de față când băiatul lui Călugăreanu și-a numărat banii rămași de la taică-su, 6.000 de lei. Aha. Iar alți 2 martori... Martorii mei au cumpărat tot de la fiu și prunele și fânul rămas. Cum ți se pare? E sau nu limpede că trebuie să plătească ipoteca? Atâta doar că prezidează Zărnescu. Poate au o limită. Da. Cum să fie, maică? Bine, cum altfel? Te cheamă ei în judecată să strice ipoteca, dar degeaba. Am fost la Cărbunești să văd cu ochii mei cum stau lucrurile. Poți fi liniștită, știu cum să te apăr. Da, sufletul, maică, să mă aperi. Niștește-te. Să aper norocul și viitorul și cinstea fetei. Ata să fii liniștită. Să le aper sufletul, mami, că eu aș muri. Fii fără grijă. Și ce s-ar face ea singură, frumoasă, maică, un copil, fără sprijin, fără un ban. Pe drumul ca fetele lui Nisipean. Bine. E speriată, săracă, e speriată. Ce se face? Salutare, colega! Ești gata pentru marea confruntare? Credeam că ne-am spus tot ce aveam să ne spunem. Dar eu nu sunt ranchiunos, Andrieșneică. Când te văd atât de tras la față, mi se rupe inima. Că și le spuneam amicilor, ce-o fi frate cu Andrieș? Parcă am bătrânit dintr-o dată, care-o fi pricina? Ah, te pomenești că-ți pare rău că s-a ocupat postul de subșef la fanfară. Domnule Berlescu! Hai, nu te enerva. Păstrează-te pentru pledoarie. Eu vrei, nu vrei, tot o să-ți simt pumnii. Contează pe mine. Apreciez talentul cu care și-a expus motivele mai tânărul meu coleg, dar îngăduiți-mi, onorată instanță, să vă prezint un certificat al primăriei din Cărbunești, glăsuind, cred eu, suficient de convingător. Citesc numai paragraful de încheiere. Drept care certificăm că Sile Călugăreanu n-a stăpânit niciun moment casa rămasă de pe urma defunctului său părinte Ion Călugăreanu. Domnule președinte,
primăria din Cărbunești nu putea emite un asemenea act. Înțeleg că dumneavoastră contestați autenticitatea acestui act? Rog onorata instanță să cerceteze cu atenție hârtia. Antet, ștampilă, semnături clare. Da, totul e în ordine. Totuși, nu vi se pare curios că aceeași primărie mie mi-a eliberat un act prin care se atestă exact contrariul? Liniște, liniște, vă rog. Și unde se află acest act, domnule avocat? În dosarul din fața dumneavoastră, firește. Nu. Nu se află aici. Cum? Poftim, convingeți-vă. Nu, asta nu e posibil. Cum adică? Nu e posibil. Domnule președinte, totuși actul a existat. Personal l-am adus de la Cărbunești. Liniște, liniște. Eu nu am făcut, sau mai precis, ce ați avut de gând să faceți. Eu constat pur și simplu o situație. Dar nu se poate trece cu atâta ușurință peste dispariția de la dosar a unei asemenea probe. Dispariție? Exact, dispariție. De ce nu spuneți sustragere? Domnule avocat, vă atrag atenția că afirmația dumneavoastră este extrem de gravă. Domnule președinte, iertați-mi intervenția, dar îmi îngădui să vă rog să treceți cu bunăvoință peste acest incident, desigur strânjenitor. Domnul Rizescu este victima și a propriului său temperament, dar mai ales a unei anume sureșcitări pe care noi, colegii, i-am constatat-o și cu alte prilejuri. Motivele stării respective țin de cu totul o altă zonă decât cea profesională. Vă rog să-l înțelegeți. Îmi asum de plină răspundere a actelor mele și nu solicit clemența nimănui. Vă rog, vă rog, liniștiți-vă, domnule avocat. Domnule Vineanu, înțeleg situația. Incidentul e închis. Mulțumesc. Actul prezentat se admite ca probă. Să trecem la audierea martorilor. Păi da, că eu, domn președinte, mă și mir zău de ce m-a fi prepus martor domn avocat Rizescu. Că și știu eu ce a fost în gospodăria lui Călugărean și ce a făcut fisul acolo, după. Și-am mai cheltuit degeaba atâția bani pe drumul, că eu... Bine, dacă... bine, 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 omule, gata, da, gata. Să... Grefier, dai să semneze depoziția. Da, da. Domnule Rizescu, mărturisesc, nu înțeleg de ce l-ați propus martor. Pentru că nici el, nici cel de dinaintea lui, tot martorii dumneavoastră, nu vă sprijină cu nimic afirmațiile. Uite... Domnule președinte... O clipă. Bălan Ilie și Stanciu Ghiță declară în concluzie că da, l-au văzut pe fiul în casa numitului Ion Călugăreanu, însă nu pot spune dacă stăpânește sau a vândut bunurile gospodăriei. Credeți că marturul pe care îl mai aveți e necesar? Eu... Vreți să continuăm audierea? Nu de altă, dar mai sunt 8 procese, ne pierdem pur și simplu timpul. Nu are niciun rost să... Înțeleg, nu pot să înțeleg. Domnule președinte, acolo la Cărbunești altceva mi-au spus. Ce s-a putut întâmpla între timp? Poate doar dacă au fost influențați în vreun fel, atunci se explică de ce. Poate că toate lucrurile... Protestez categoric împotriva acestei insinuări a domnului avocat Rizescu. Domnule Rizescu, noi așteptăm temeiuri, fapte doveditoare, iar nu simple prezumții. Mă văd nevoit să vă atrag atenția că nu în felul acesta onorați încrederea clientului dumneavoastră. V-am pus o întrebare, vă rog să-mi răspundeți. Nu pot să înțeleg. Nu vreau să înțeleg. Cum e posibil? Ce să fac? Ce să fac? Domnule Rizescu, vă rog să-mi răspundeți. Poftim? Martorul. Chemați-l, chemați-l. Martorul Ion Ciobanu. Să intre martorul Ion Ciobanu. Moșule, pune mâna aici pe cruce și spune: jur să spun adevărul și numai adevărul. Jur să spun adevărul și numai adevărul. Poftiți, domnule avocat. Moș Ioane, după moartea lui Călugăreanu, ai mai fost în casa lui? Ai, da, da. Așa. Că știți cum e obiceiul. S-a făcut praznic de pomenire, da, da, și... Da, 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 bine, bine. Dar după aceea, ai mai fost? A, încă o dată. De ce? Păi,
Îi împrumutasem răposatului niște unelte și Sile, fiul său, mi l-a dat. Bine. Și atunci, ce ai văzut? Ce să văd? Gândește-te bine. Băiatul lui Călugăreanu, ce-a făcut? Păi, mi-a dat uneltele. Da, și? M-a cinstit cu o țuică și am plecat. Atât? Atât? Moșule! Moșule, nu mi-ai mărturisit dumneata pe bătrânețele dumitale. Vă rog să nu mă întrerupeți! Onorată instanță, colegul meu îi sugerează martorului răspunsurile. Rog ca întrebările să le pună onor tribunalul. Domnule Vinanu, eu sunt de părere să lăsăm totuși pe domnul Rizescu, ca să nu ne fie pusă la îndoială imparțialitatea. Mă rog, dumneavoastră decideți. Omule, uită-te în ochii mei. Nu mi-ai mărturisit pe bătrânețele dumitale că erai de față când s-au numărat cei 6.000 de lei găsiți la Ion Călugăreanu și că i-a luat băiatul lui? Eu nici vorbă, dar da, cum să vă spun așa ceva? Minți! De ajuns, domnule avocat. Și răbdarea noastră are o margine. Poți pleca, moșule. Eu, domn avocat, am vrut să... Dar sunt un om sărac și Sile mi-a zis că dacă... Gata, ce ai avut de spus? Ai spus? Pleacă! Degeaba mă zbat. Totul e zadarnic. Totul! Tribunalul se pronunță pe loc și hotărăște. Anularea ipotecii pentru suma de 12.000 de lei. Creditoarea rămâne să se despăgubească urmărind casa decedatului Ion Călugăreanu. Casă care nu valorează nici 2.000 de lei. Ședința se suspendă pentru o oră. Domnule Rizescu, iartă-mă. N-am priceput cum s-a rostit tribunalul. Dar mie o banii, nu-i așa? Am făcut tot ce am putut. N-am nicio vină. Cum? Sunt fiare, micuță, fiare, fiare, fiare cumplite, înțelegi? Nu cumva, vai de mine, Viorica, nu, domnule Rizescu. Lasă-mă! Ai pierdut pararele cu coana, asta e. Și s-a anulat ipoteca. Dar cum să pierd? Hai, nu, hai, Viorica, ieși mata. Vitor, ieși acum să nu mă sprijin acum. Ce să fac? Bătrânul Andreiașnică. Nu te supăra. Procese drepte poate să câștigi oricine. Procese drepte. Chestia e să câștigi procese nedrepte. Procese nedrepte. Ascultă-mă pe mine, domnule Rizescu. Nu fac de avocat. Nu fac. Știi că uneori o anumită flexibilitate nu se consideră neapărat incompetență sau mai grav. Sigur. Legile astea sunt făcute de oameni. Înțelegi ce vreau să spun? Nu vreau să înțeleg. Să te adaptezi la mediul Andrei. Ai răspunderea unei familii. Soția ta e foarte bolnavă. Ana! Nu știi ce povară mi-ai luat. Că dumneata ești tău și știi ce învățat. Nu-i nicio vină. Sunt fiare. Sunt fiare, cumplite. Cum să pierd? Fiare cumplite, înțelegi? Fiare! Nu! Viorica, Vitor! Domnul avocat! Era să dau peste dumneavoastră. Băi, de păcatele mele, dar de ce mergeți așa prin mijlocul drumului și nu vă uitați? Poftim? Ziceam că... De ce? Nu vă simțiți bine? Hai, urcați să vă duc eu acasă. Hai, da, hai, da, să mă duc acasă, sigur. Du-mă acasă. Hai! Din obiect topit în subiect, mistuită de flacăra înțelegerii. Unde poate duce înțelegerea totului? Reducerea întregului spațiu la un punct. Și nici atât. A întregii veșnicii la o clipă și nici atât. Confundarea de plină a obiectului cu subiectul. Unde poate duce dacă nu la o desăvârșită indiferență? La neființă? Și atunci pentru ce această strădanie? De ce această frământare când neființa o pot avea acum, de îndată?
dreptul. Dar ce-o fi la dumneavoastră când vă lumea strânsă pe la gardă? Cum? Ce? Ce la spui, poartă și în curte vă lumea adunată, ce-o fi? Da, ce? Oprește, oprește! Oprește, oprește! Ce e? Ce s-a întâmplat? Domnul Rezescu, curaj, curaj, doamna! Ce s-a întâmplat? Ana? O hemoptizie. N-a rezistat. Andrei? Andrei? Ana? A murit. Nu. Adevărat, doctore? A nebunit Andrei Rizescu? Andrei nebun. Andrei nebun, cine și-ar fi putut închipui? Eu întotdeauna mi-am spus că o să sfârșească așa. Și la mică mania persecuției astea de care suferea. Dumneata doar atât găsesc să spui când știi bine de ce a ajuns așa, Andrei. Nu ai măcar o fărâmă de conștiință, uite domnule. Uite ce, doctore. Acum cred că sunteți liniștit, domnule Berlescu. Andrei Rizescu nu o să vă mai stânjenească. Aici erai și tu, băi, Matache. Ce o să te faci, Neica, cu fără chiriaș? Multă ură și strâmbătate, zac în dumneata. Cum trăsești, mă, să-mi zici? Pentru că sunt un om, domnule. Un om cum a fost și sărmanul Andrei Rizescu. Și cum nu o să fie dumneata niciodată. Ați ascultat În lumea dreptății. Dramatizare radiofonică de Claudiu Cristescu după novela cu același titlu de Alexandru Brătescu Voinești. Distribuția a fost următoarea: Andrei Rizescu, Sorin Postelnicu; avocatul Berlescu, George Constantin; avocatul Vineanu, Constantin Dinulescu; doamna Vineanu, Simona Bondoc; Antonescu, Gheorghe Cozorici; Tilda, Catița Ispas; Ana, Mirela Gorea; judecătorul Zărnescu, Mircea Albulescu; doctorul Georgescu, Ion Marinescu; Matache, Sandu Sticlaru; bătrâna, Teli Barbu; doamna Niță, Elena Nica Dumitrescu; secretarul, Matei Gheorghiu; colonelul Cârțu, Mihai Stan; ornaru, Sorin Gheorghiu; ministrul, Ion Pavlescu; Caseli, Cornel Vulpe; țăranul, Radu Panamarenco; Ion Călugăreanu, Ion Chelaru; Titu, Ștefan Hagimă; Ion Ciobanu, Nicolae Lucian Botez; martorul, Sergiu Demetriad; birjarul, Dumitru Chesa. În alte roluri, Carmen Ionescu, Valentina Livinț, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu, Cristian Molfeta, Dan Bobe.